Companiile de prestări servicii își consolidează eforturile cu autoritățile în lupta împotriva extinderii coronavirusului de tip nou. Transportatorii privați din capitală spun că iau toate măsurile necesare pentru a reduce riscurile de îmbolnăvire în maxi-taxi. Astfel, după fiecare cursă făcută prin oraș, șoferii dezinfectează habitaclul microbuzelor. Dezinfecția se face de cel puțin 3 ori pe zi, adică la fiecare cursă încheiată. Clorura este pusă la dispoziția șoferilor de către administratorii companiilor de transport. Ia ca ștergem aici, mânierul unde se urcă lumea și apucă. Aici ștergem așa frumos cu răținile astea, de unde se ține lumea să urce. Mânierul o ștergem, că noi ne folosim permanent, și volanul o ștergem. Unii lucrăm cu dânsul. Ia că așa, ștergem și partea asta la noi tot ștergem. Titus Popescu este șofer de microbuz de mai mulți ani. El spune că are mereu grijă de igiena transportului pentru că astfel sănătatea lui, dar și a pasagerilor, este mai în siguranță. Podea o ștergem de 3 ori pe zi, tot cu soluții, încăldarea cu apă, turnăm soluții acolo, amestecăm și cu mopul ăsta ștergem salonul. În afară de asta ștergem mânierele astea toate, la intrare, care se ține lumea de aici tot. De 3-4 ori, cel mult de 4 ori ștergem pe zi. Îmi spăl mâinile permanent. Măsterul să fac tot ce trebuie de făcut pentru sigurarea noastră, pentru noi. El mai spune că oamenilor nu prea le pasă dacă fac disconfort celor din jur. În primul rând ne asigurăm pe noi, ca șofiori, pe noi, că noi... La noi intră în salon cu diferite mirosuri, nici nu vă pot transmite, mai ales amuia usturoi mănâncă lumea. Așa un perigar între iurea că eu mă năduș singur aici la volan. Ritualul igienei este respectat cu strictețe și de Ruslan Palencu, șofer de microbuz pe linia 103. Eu de fiecare cerc, adică mă duc la botanică, vin la Bulcani, tot timpul dau. Bărbatul spune că este o regulă, nu doar acum, când a fost anunțat cod portocaliu de coronavirus. Sigur că este foarte important, în primul rând, că lumea nici nu știe cu cine merge în rutieră. Adică unul poate fi bolnav și numai destul strănut odată și deja, uite, și eu să cod că asta e ceva important, trebuie fiecare dată și în genere trebuie să ne păzim. Măști de protecție însă deocamdată nu au. M-am gândit și la măști, dar de obicei trebuie să vorbim cu pasagerii și nu prea e comod. Dacă o să vedem între timp, dacă o să fim mai afectat treaba asta, deja cred că o să folosim și măști. Și alți șoferi înțeleg și sunt conștienți că sănătatea are prioritate. Facem în primul rând de sănătatea noastră, pentru că avem copii acasă, trebuie să ne gândim și la dânsii. Fetiță, de ce să ține lumea, trebuie de șters. O solicitare de igienizare a transportului public a venit din partea primăriei municipiului Chișinău, care le-a solicitat transportatorilor să se asigure că unitățile de transport de pe linie sunt dezinfectate de mai multe ori pe zi.